Școala numărul 6 din Drobeta, Turnul Severin a primit o donație substanțială din partea unui hipermarket. Unitatea de învățământ a primit mobilier nou, jucării și material didactic. Doresc să îmbunez cercul doamnei directoare și să sperăm să se bucure toți copiii de la școala gimnazială numărul 6 de toate rechizitele și absolut tot ceea ce am adus în această școală. Dotările aduse în cadrul acestei campanii vor ajuta copiii să aibă parte de un act educațional de calitate. Printre dotările primite de școala numărul 6 se numără 10 imprimante multifuncționale, dar și 14 videoproiectoare pe care elevii le vor folosi la lecțiile deschise. Autoritățile au fost și ele prezente pentru a mulțumi reprezentanților hipermarketului. Pe lângă implicarea socială, eu cred că este o activitate care ar trebui urmată și de alte corporații. Este o activitate de atitudine, da? Vrem să creăm și dumneavoastră ați creat atitudine prin modul în care v-ați implicat. Este a doua activitate aia la care particip, a mai fost una la o grădiniță. Și, din câte am înțeles, dispusele dumneavoastră vor urma și altele. Multe din cărțile și jocurile primite au costuri ridicate, iar părinților le era imposibil să le achiziționeze. Derulăm parteneriat cu un agent economic de pe raza municipiului Drobeta, Turnul Severin și pe această cale țin să mulțumesc tuturor celor care se implică activ în sprijinirea școlii Mehedințene. Evident că vedem cu ochii extraordinar de fericiți că în școlile noastre cineva vine să mai investească în afara investițiilor pe care comunitatea le face. În cadrul campaniei derulate de unul din hipermarketurile din Drobeta, Turnul Severin, au fost donate materiale didactice și mobilier în valoare de aproape 140.000 de lei.